la un moment dat, așa că la Comic-Con ăsta sau acum o săptămână ceva, am văzut un interviu ăsta, nu mai știu cu cine în schimb, știi? Și cred că chiar cu frații Russo a fost interviu. Și spunea o chestie foarte mișto, mi-a plăcut, și chiar așa mi s-a părut că și este. Nu... Și tot spune, nu, the golden age of television. Dar, cred că suntem în punctul în care cele două medii, television and movies, știi? Sunt mai întrepătrunse ca niciodată și devin, sunt la punctul în care se egalizeze aproape. Iar dacă vrei să faci long story format, storytelling, știi, long format, nu mai faci pe film. O faci în serial. Ăla e toată vrăjeala. Adică serial, în miniserie, știi? Faci 8 episoade, faci 10 episoade, spui o poveste, o să-ți mișto toate detaliile pe care vrei să le bagi în ea. Iar când vrei să faci un film, un a thing, știi, one small story, o bagi pe film. Da. Pentru că dacă observi, toată lumea acum se plânge de la poveștile mari, toată lumea se plânge de yeah, but the characters weren't developed. Da. Pentru că te-ai obișnuit să vezi personaje foarte amplu desenate, foarte clar desenate, știi? Înțelegi? Și acum te trezești deodată că nu le mai ai. Că de-aia dacă ai vedea, dacă ai vedea acum Game of Thrones cu Jon Snow în două filme, spune ce porcărie asta. Nu, n-ai putea să vezi Jon Snow, adică și pe Aragorn, dacă ăștia ar face acum Lord of the Rings, să-l facă pe Aragorn dezvoltat, imediat Salty ajunge și la tine, e bine atunci, adică te-ai uitat din nou la filme, spune ce e cu filmul ăsta.